Romani 7:14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse Domnului prin Iisus Hristos Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nici o sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre Biblie, însă am ajuns la o descoperire uimitoare. Biblia este cartea oamenilor care au eșuat. Spun lucrul acesta cu responsabilitate, pentru că știu ce vorbesc. De la primele capitole ale Scripturii, până aproape la ultimele capitole ale Scripturii, Biblia nu este decât istoria căderilor umane. Este istoria eșecurilor umane. Este istoria oamenilor care erau când sus, când jos și mai des și foarte mult erau jos. Și știți de ce este Biblia istoria sau cartea eșecurilor umane? Pentru că singurul care nu are nicio cădere este Dumnezeu. Amin. În rest, toți ceilalți, Biblia ne echilibrează pe toți, ne reduce pe toți la un numitor comun și face o afirmație extraordinară și revoltătoare și spune așa, că toți oamenii au căzut, au alunecat, au eșuat și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, singurul însă care n-a eșuat și care este biruitorul biruitorilor, este Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele. Falimentul nu ne este străin niciunul dintre noi. E cineva aici în această după-amiază, nu o să vă rog să ridicați mâna, însă e cineva aici care niciodată până acum n-a căzut pe cale. N-a ieșuat, n-a falimentat, nu s-a prăbușit, nu s-a împiedicat. Probabil că nu este aici, ăilalți perfect se duc la alte biserici. Însă aici, la stânca, noi toți, și sper să nu am surprize la terminarea slujbei, aici, la stânca, noi nu suntem străini de faliment. Aici, la stânca, toți, începând de la mine și până la Cristi acolo la urmă, începând de aici din față și până acolo în spate, falimentul nu ne este străin deloc. Eșecurile nu ne sunt străine absolut deloc. Am ajuns la o concluzie foarte ciudată în anii aceștia și ai mei și ai dumneavoastră, că primul mare dușman, atunci când hotărăști să pășești pe calea lui Dumnezeu, primul mare și cel mai mare dușman al tău, atunci când hotărăști să pășești pe calea lui Dumnezeu, ești tu. Nu ea, nu el, ești tu. Tu. Nu vă uitați așa de speriați la mine. Nu vă uitați așa de contrariați la mine. Dar asta este experiența mea și asta este experiența tuturor celor ce, despre care Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește.
nici vorbă, dar nici să nu ne treacă prin minte că atunci când pornim pe calea lui Dumnezeu, nu vom fi, vom fi scutiți de căderi, de eșecuri, de momente de faliment. Noi, prin creație, frați și surori, suntem copiii căderii. Însă Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicării. Și despre asta aș vrea să învățăm în această seară câteva adevăruri foarte importante despre Dumnezeul ridicării. Noi suntem copiii căderii, însă Biblia îl prezintă de la început și până la sfârșit pe Dumnezeu ca Dumnezeul ridicării. Glorie lui Dumnezeu! Amin. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al speranței, este un Dumnezeu al binecuvântării și în Romani, la capitolul 15, în Romani, la capitolul 15, cu 13, cuvântul Domnului spune așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Glorie lui Dumnezeu! Amin. Biblia este cartea căderilor. Însă Dumnezeul celor din Biblie este Dumnezeul ridicării. Amin. Eu pe asta mă bazez. Am tot spus aici la stânca și voi continua să spun încă câțiva ani de acum înainte sau câteva zile, cât Dumnezeu îmi va îngădui, că noi suntem o biserică mică, dar avem un Dumnezeu mare și contăm numai și numai pe partea a doua. Ei, în ce constă dimensiunea, măreața Dumnezeului nostru? Este că printre multe altele, Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicării. Ați fost atenți la ceea ce am citit în Romani la capitolul 7? Spune Apostolul Pavel, când vreau să fac binele, răul se ține de mine. Și la un moment dat, el face o strigare aici, ciudată, și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Însă vă dau o veste bună. Vine și vremea aceea. Amin. Acum știu că unii nu vă grăbiți. Unde abia v-ați căsătorit, alții urmează să vă căsătoriți. Și e normal să nu vă grăbiți. Însă vine și vremea aceasta foarte importantă când îi se va răspunde și aceste rugăciuni. Un gânditor celebru englez, numele lui este, mi se pare, Johnny Murphy, este numele lui, a spus o chestiune foarte importantă cândva. A zis așa: nu contează că ai căzut, atâta timp cât culegi ceva de pe covor când te ridici. Și mi-a plăcut ideea aceasta. Bine, nu este neapărat o idee creștină, este o idee filosofică, însă este o idee optimistă și ea conține un adevăr foarte important. Altcineva a zis, iarăși o chestiune foarte importantă, nu contează că ai căzut atâta timp atunci când cazi, aterizezi pe genunchi. Și asta mi se pare o chestiune iarăși foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fim foarte cinstiți în această seară și vă rog să fim foarte cinstiți. De fapt, cred că atunci când venim în casa lui Dumnezeu suntem foarte cinstiți. Va trebui să fim foarte onorabili și cu Dumnezeu și cu noi înșine și să ne mărturisim căderile pe calea lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le iubește este, și îi place lui Dumnezeu, este că îi place nu căderile. Îi place când, dacă am căzut și după ce am căzut, îi le mărturisim. Amin. Părinților nu le place când copiii fac năzdrăvăniți și prostii. Însă știți ce place părinților? Când copiii vin și mărturisesc. Am făcut-o. Iar am făcut-o. Trebuie însă să fim foarte cinstiți cu noi înșine și să învățăm că falimentul nu ne este străin nici în viața spirituală, nici eșecul nu ne este străin, căderea, nici în viața familială și nici în viața economică. Însă această seară, fraților, o dedicăm unui adevăr foarte important. Să învățăm ce să facem când am ajuns pe covor. Că nici nu mă gândesc că nu o să cădem. Acum vă dau o veste interesantă tuturor celor ce sunteți aici și celor ce suntem aici.
Mai curând sau mai târziu în viață, toți vom avea alunecări. Ei, luați asta ca avertizare. Nu promisiune. Luați o avertizare. Mai curând sau mai târziu, și știți toți la ce mă refer. Fiecare dintre noi, viața noastră este presărată cu eșecuri, cu faliment, cu falimentări și cu cădere. Însă vă dau un adevăr care trebuie să ne mângâie pe fiecare dintre noi. Știți cine sunt cei ce eșuiază în general, alunecă și cad? Aceia care lucrează. Domnule, când fac ceva anume, când lucrez ceva pentru Domnul sau pentru altcineva, am parte de eșecuri, am parte de alunecări, am parte de căderi. Unul care nu face nimic. Spiritual vorbesc. Unul care nu face nimic nu va falimenta pentru că el deja este falimentat. Când nu faci nimic pentru nimeni și mai ales pentru Domnul, deja ești falimentat. Știți însă cine sunt cei mai loviți în biserică? În biserică, da, în biserica asta, în biserica aceea, în biserica de dincolo. Știți, mă refer la biserica locală, știți cine sunt cei mai loviți? Aceia care fac ceva. Doamne, în momentul când apari în față, în momentul când pui mâna pe ceva, în momentul când faci ceva, lucrești ceva, când te străduiești să predici, când te străduiești să plantezi, când te străduiești să tai cu coasa, când te străduiești să faci curățenie, când te... În momentul când te-ai ridicat să faci ceva, să faci o rugăciune, să cânti o cântare, o poezie, să faci evangelizare, în momentul când te-ai ridicat să faci ceva, vei fi lovit. Asta este o lege a acestei lumi. Este parcă o lege chiar și a lumii spirituale, că în momentul când vrei să faci ceva, și mai ales pentru Domnul, sigur vei fi atacat. Știți la cine strigă păstorii, în general, în biserică? La cei ce fac ceva. Știi, când nu merge stația, pe cine mă supăr? Pe cel ce e la stație. Când nu merge computerul, pe cine se supără păstorul? Pe ăla care îi pe la computer, când nu merge cântarea, când nu merge rugăciunea, pe cine? La cine? De cine mă duc să mă iau? De ăla care face ceva. Ăla care nu face nimic. Este deja un mare eșec. Nici nu mai ai ce să-i spui. Este deja căzut, este falimentar. Știți? La cei ce cântă, slujesc, sărim. La cei ce fac ceva, sărim. Dar niciodată nu vom sări la cei ce nu fac nimic. Și de ce? Ei sunt mari nebăgați în seamă. Și de comitetul bisericii. Și chiar de Dumnezeu. Când nu faci nimic, ești nebăgat în seamă. Pentru că nu prea ai nicio valoare sau nu ai o valoare mare atunci când hotărăști să nu faci nimic. Și cum suntem unii dintre noi. Unii dintre frați și dintre surori sunt în eșec total, în cădere totală spirituală. Pentru că ei au ocazia să nu facă nimic. Unii au ocazia să facă ceva pentru Domnul. Alții au ocazia să nu facă nimic. Și știți cum unii sunt, unii dintre ei, ca spectatorii la un meci de tenis. Știți ce fac ăștia, spectatorii la un meci de tenis? Numai odată să urmăriți, sau când mergeți la un meci de tenis, din ăsta de câmp. Stai în tribună și uitați, așa fac spectatorii. Ore și. Câteodată, însă, din tribună să mai aude, Nets, out! Da? Atâta. Ăștia sunt spectatori. Ei sunt falimentari. Eventual mai strigă către un Nets, către un out și mai observă câte ceva ce nu se face bine pe teren. Dar, ore și. Și-au și plătit pentru asta. Asta este foarte interesant. Au și plătit să facă așa, ore și. Doamne, întură-te de noi. Amin. Sunt sigur că în viața noastră au existat mereu căderi. Sunt sigur că s-ar putea chiar să mai existe în viitor în viața noastră căderi, dar vă repet, nu contează atât de mult că am căzut. Și ce contează cel mai mult? Contează ce faci imediat după ce ai căzut. Problema nu este dacă vei cădea. Acum eu nu vă încurajez să cădeți. Însă întrebarea este ce face în momentul în care ai aterizat pe covor. Ce face în momentul în care te-ai prăbușit.
Ce faci în momentul în care ai căzut? Asta este ceea ce trebuie să învățăm. De aceasta este esența Bibliei. Esența Bibliei ne prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al căderii, nu un Dumnezeu ne-l prezintă ca un Dumnezeu al ridicării. Noi suntem copiii căderii, însă Dumnezeul nostru este Dumnezeul ridicării, slavă lui Dumnezeu. Și de Dumnezeul acesta avem nevoie. Aceasta este esența Bibliei. Iată câteva zone ale căderilor noastre. În relațiile de familie, tindem să cădem foarte urât și foarte mult. În relații de familie. În căsătorie. Dom'le, s-a început totul bine și la un moment dat ceva parcă a dispărut. Ceva parcă a dispărut. Știi, liantul ăla, fluturașele, parcă i-a speriat cineva. Și îți dai seama că lucrurile nu mai funcționează bine. Știi? Ăla este primul semnal de eșec. Eu consiliez destule familii, și pe internet, și face, față în față, consiliez destule familii, însă mi-am dat seama de o chestiune foarte ciudată. În familie nu-i suficient, mă refer la soț și soție, nu-i suficient doar să-ți iubești soția. Atenție, soții. Domnilor, nu-i suficient doar să ne iubim soția. Ați observat că sunt foarte atent. N-am spus să ne iubim soțiile, că asta e cu dublu-țele s-ar putea, dar în viteză se întâmplă. În familie nu-i suficient doar să-ți iubești soția. Și la ce concluzie am ajuns? În familie trebuie să fii îndrăgostit de soția ta. Pentru că mi-am dat seama de o chestiune foarte subtilă. Noi toți ne iubim unul pe celălalt. Însă am sezizat o chestiune foarte falimentară în momentul când nu mai suntem îndrăgostiți unul de celălalt. Atunci încep să apară probleme. Cei care se divorțează se iubesc unul pe celălalt. Doar că nu mai se îndrăgostiți. Nu? Dacă te duci la un creștin, mă rog, un baptist, Doamne, păzește, care divorțează, frate, o iubești, da, dar nu mai vrea. Îl iubești, da, dar nu mai vreau nici să-l mai văd. Secretul în viața de căsătorie nu este doar să iubesc așa, ci trebuie să fii îndrăgostit. Asta ne ține împreună. Doamne, ajută-ne! Dar ne ține împreună fericiți. Știi că poți în viața de familie să iubești, dar să fii foarte nefericit. Frumusețea în viața de familie și noi trebuie să învățăm să ieșim din căderea aceasta, este să ne reîndrăgostim și în felul acesta viața aceea, relația între cei doi va pulsa de viață. Doamne, ajută-ne la aceasta! Urmă, în relațiile de familie mai există un eșec între părinți și copii. Între părinți și copii există uneori niște prăpăstii foarte mari. Aici, iarăși, desigur suntem în eșec. Există copii care își jignesc părinții tot la al șaptelea cuvânt. Există părinți care își provoacă copiii tot la al șaptelea cuvânt. Asta înseamnă că relația între părinții și copiii aceia este foarte nefericită, este coșmar, nu este absolut deloc cântare. Și rugăciunea mea în această seară este ca Duhul lui Dumnezeu să ne ridice din stările acelea. Amin. Pentru că vă dau o veste bună, este posibil. Dar dacă nu reușim să ne ridicăm de acolo, înseamnă că rămânem în eșec. Pornă există faliment între relația de frați și frați. Surori și frați. În biserică. În biserică. Bine, nu în biserica aceasta. În altele, da, aici nu. Amin. Mulțumesc de încurajare. Știți, frați și surori care nu mai vreau chef să dea mâna unul de celălalt. Că și-am spus ei o vorbă, li s-a părut lui o chestiune, cineva a făcut o fiță, știi, și ai rămas marcat. Și simți respingere, te simți respins sau simți respingere. Și ce înseamnă asta? Înseamnă faliment. Falimentul nu ne este străin absolut deloc, nimănui. Urmă, faliment și eșec în relațiile de prietenie. Știi?
Stau eu și mă întreb de ce băieții, unii băieți nu mai pot privi în ochii unor fete sau fetele nu mai pot privi în ochii unor băieți. Stau și mă întreb câteodată. De ce? S-a strecurat acolo o cădere, un eșec. A apărut acolo alunecare și ceva nu-i în regulă. Ai trădat un secret, ai mințit, ai spus că iubești și de fapt tu nici nu știai ce e aia dragoste, dar vreai să obții altceva, ai fost gelos, nu te-ai ținut de cuvânt. Te uiți uneori prin biserică, știi, și nu vezi pe ea că vine și nu-l vezi pe el că vine și spui ce bine că n-am venit, că pot să mă închid liniștit. Că nu o vezi acolo. Că nu-l vezi acolo. Însă, vă atrag atenție la o chestiune foarte serioasă. Am aduce la o altă biserică, dar nu fi rezolvat problema din biserica în care am venit, este eșec. A nu-l vedea pe fratele și pe sora, fie de aici, că eu mă așez acolo și el se așează dincolo și nu vreau să-l văd. Sau eu mă duc aici și el se duce dincolo și nu-l văd, aia n-a rezolvat problema. Aia înseamnă tot eșec. Problema se rezolvă prin pocăință. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Problema se rezolvă în felul acesta. Până mai există căderi pe calea Domnului. Există căderi pe calea Domnului. Mai țineți minte promisiunile pe care le-a făcut lui Dumnezeu când eram în apa botezului? Îmbrăcați în haine albe, în apa botezului, mai știi, Robi? Știi? Eram în apa botezului și eram încântați de Domnul Iisus, încântați de momentul acela și eram îmbrăcat în haine albe și am promis lui Dumnezeu totul. Și dintr-o dată, ca mă rog, chiar dintr-o dată, treptat, focul acela s-a stins. Nu mai ai râvnă, nu mai ai chef, nici nu vreți, nu mai prea vii la biserică, știi? Mai vii câte o slujbă pe săptămână, bine, ele sunt trei, tu mai vii câte una, nici atunci nu vii la timp, vii cu jumătate de oră întârziere, nu mai ai râvnă pentru Dumnezeu, nu mai ai dragoste pentru Dumnezeu, știi? Dar nu erai așa atunci când te-ai botezat. Nu erai așa la început. Ceva am umeșit și înseamnă asta. S-a dus și postul, și rugăciunea, și râvna de dinainte. Și ce s-a întâmplat? Ai mințit. Nu te mai ții de cuvânt. Aia înseamnă eșec. Doamne, iartă-ne. Amin. Și Doamne, fie-ți milă de fiecare dintre noi. Eu cred că întotdeauna când eșuăm în relația cu Dumnezeu, falimentăm și în relațiile cu oamenii. Când eșuiez în relația cu Dumnezeu, eșuiesc și în relația cu oamenii. Fii atent. Când ții. Când ai ochii roșii. Când ai fața vânătă, știi, cu cineva. Când ai o discuție cu cineva. Când te uiți la mochetă sau la vârful pantofului când vorbești cu cineva. Fii atent. Relația ta cu Dumnezeu este falimentară. Când avem asemenea atitudini, relația noastră cu Dumnezeu este falimentară. Este acolo o mare problemă. Pentru că omul pe care nu-l poate privi, omul care nu-l poate privi pe alt om în ochi, nu-l poate privi nici pe Dumnezeu în ochi. Amin. Dacă doar relația mea, știi, dacă spun, relația mea cu Dumnezeu e bine, dar cu fratele meu și cu sora mea nu vorbesc, nu comunic, nu este bună deloc relația ta cu Dumnezeu, ești falimentar. Când relația mea aici, pe orizontală, este bună, va fi bună și pe verticală. Amin. Asta este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi. Știi? Când nu vorbesc cu sora, dar vorbesc cu Dumnezeu, este o părere falsă. Dacă nu vorbesc cu fratele, fie adică nu-l suport și sunt supărat pe el și relațiile între noi sunt reci, dacă nu vorbesc cu sora, să zic că nici cu Dumnezeu nu vorbești. Dar dacă vorbești cu sora și cu fratele, sigur vorbești și cu Dumnezeu atunci. Amin. Dacă nu vorbești cu sora, dacă nu vorbești cu mine, dacă nu vorbești cu ea, dacă nu vorbești cu el, știi? Sau cu unul măcar dintre noi, fii convins că te rogi degeaba. În momentul când îmi rezolv problema, adică atunci când sunt dispus să mă ridic de pe covor, sau să mă ridic din căderea mea, abia atunci relația mea cu Dumnezeu se vindecă și se repare. Când îmi rezolv relația aici jos, de fapt îmi rezolv relația așa acolo sus, Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau foarte rapid să vă spun înainte de încheiere, să vă spun cauzele eșecului.
unele cauze ale unor eșecuri. Neînțelegerea atribuțiilor din familie. Fii atent. Nu-i suficient, atenție toți căsătoriți. Câți sunteți căsătoriți? Vă rog să faceți așa. Toți căsătoriți. Domnul să vă binecuvinteze. Aleluia, aleluia. Ați fi putut câțiva ridicat, să ridicați până prin credință, știi? Așa plec căsătoriți, dar așa sara, așa vreau. Așa prin credință. Doamne ajută. Însă știți de ce unii ori falimentăm și avem eșecuri grave în familie? Neînțelegerea atribuțiilor pe care le au soții și soțiile în familie. Și fiți atenți. O chestiune foarte interesantă pe care am prezentat-o nu într-o singură familie, care a dus la divorț și a dus la nenorocire. Auziți care este. Nu-i suficient ca să o atenție soții. Vorbesc 30 de secunde cu soții. Cu toți căsătoriți. Domnilor, dacă sunteți căsătoriți, sunteți binecuvântați. Dar fii atent. Nu-i suficient doar să duci bani soției. Adică trebuie să-i duci, dar nu-i suficient. Da, serios. Trebuie să duci bani în familia ta, dar fiate nu-i suficient. Fiate, dacă ești înțelept, vei lua notițe și vei practica ceea ce îți spune Dumnezeu în această seară. Nu-i suficient doar să-i duci bani. Soția ta are nevoie de mai mult decât de bani. Tăi are nevoie și de afecțiunea ta. Amin. Fii atent. Dacă doar eu cunosc câteva familii și soțul i-a dus bani și i-a dus bani din bășul. Dar astăzi nu mai sunt căsătoriți. Sunt divorțați. Pentru că nu-i suficient să-i duci și să-i dai unei femei, unei soții, să-i dai doar bani. Ea nu se mulțumește. Dacă ți este soție, nu se mulțumește doar cu bani. Dacă este altceva, atunci poți să-i dai numai bani. Dar dacă ți este soție, ea vrea și afecțiunea ta și vrea și timpul tău. Mulțumesc de aminul puternic, surorile. Alo, amin. Asta înseamnă să fii soț. Și în momentul când nu ne facem timp unul de celălalt, vă pun o întrebare. Fraților, bărbații, deci astea sunt celelalte 30 de secunde. Când a fost ultima oară când ți-ai invitat soția la o înghețată, la un restaurant? Soție. Acum 57 de ani. Acum 27 de ani. Acum 19 ani. Când, domnule, când ți-ai luat soția și ai spus, draga mea, te invit la o prăjitură, doar noi doi. Măi, poate că ți-i plin frigiderul de cremșnit acasă. Dar fii atent. Ia-o de mână, că te lasă să o iei de mână atunci. Și du-o la un restaurant. Du-o la... Dacă sunteți singur, chemați-mă și pe mine. Dacă vreți tovarăși. Dacă nu vă simțiți bine doar amândoi, chemați-mă că vin. Vin, că Dălin nu mai poate că el pleacă. Dar eu rămân aici. Însă, fraților, știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Că trebuie să ne facem timp unul pentru celălalt. Amin. Amin. Și nu doar timpul ăsta pe care îl petreci prin bucătărie, pe acolo, prin birou, știi, te intersectezi pe acolo. Nu, nu, nu. Trebuie să dăm soției noastre și afecțiune. Și timp. Nu numai bani. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă nu, mariajul acela se îndreaptă spre eșec. Doamne, îndură-te de noi. Vă mai spun încă o cauză a eșecului este nevegherea. Nevegherea. Asta este, sigur, o cauză generală și esențială aproape a fiecărui eșec. Și ce face diavolul? Am primit o descoperire recent, nu mi-aparține mie, spunea un alt predicator, zice așa. Satana doar ultima dată răbnește ca un leu atunci când deja te-a răpus. S-a părut interesant. Zice, doar până atunci el sâsă e așa ca un șarpe, că el este șarpe, știi? Și doar la final răbnește când șanse ai prea puține. Nu mai prea ai șanse. Știți? Știți cum este diavolul? Prima dată se poartă frumos cu tine. Te amăgește, te anesteziază. Așa face ea. Când nu veghezi. Când nu veghezi, te amăgește, te anesteziază, te șmecherește. Și vi-l dau exemplu foarte rapid pe Samson. Și o să iau un exemplu clasic, celebru. Samson. Păi, domnilor, când l-a văzut pe leul ăla, că i-a luat oaia din turmă, sau l-a văzut, nu, ăsta era David. Samson, când a văzut un leu pe undeva pe acolo, nu știu pe unde, știți ce mi s-a părut? L-a apucat pe leu, nici, și l-a rupt imediat,
Nici nu mai vorbesc de urs, că ursul era de la delicatețe, știi? Era așa, așa ceva, o prăjitură, un artificiu. Știi cine este leu? Este regele animalelor, pe numai o coadă stă și te năucește. Însă știi ce făcea Samson ăsta? Mi se pare o chestiune foarte importantă. Samson l-a apucat pe leul ăla, imaginezi-o, ca pe o jucărie și l-a făcut praf. Dar n-a reușit să biruiască leoaica cu fustă și batică. Aia n-a reușit să o biruiască. Și de ce? Din cauza nevegherii. Din cauza nevegherii. Asta este o cauză foarte mare a căderilor. A alunecărilor. Nevegherea, oriunde se aplică, aproape la orice dimensiune, duce într-acolo. David, la fel, a pățit și el sărac. I-a zis Abishai sau Ioab, unul dintre șefii armatei lui, a zis, stai acasă, David, odihnește-te că de bătut batem noi tot ce ne iese în cap. Așa a făcut. Și David a ascultat săracul și a rămas acasă, a rămas în palatul lui, s-a dus, a mâncat bine, a băut suficient și bolul s-a plictisit și a făcut. S-a urcat pe terasă la piscină. Și când a ajuns pe terasă la piscină, normal că a mai privit și el în stânga dreapta, a văzut pe altcineva la o altă piscină, pe Batseba și zic, ba, nevedere. Și-a făcut o chestiune atât de gravă, David, știți? Și și-a făcut, diavolul l-a anesteziat. Și-a făcut o chestiune atât de gravă, însă vă mai spun o chestiune, un lucru foarte important pe care vă rog să vi-l notați. Noi nu suntem vaccinați împotriva păcatului. Noi trebuie să luptăm împotriva păcatului. Nu suntem vaccinați. Noi nu putem lua un vaccin împotriva păcatului, știi? Astăzi mă botez, am luat vaccinul și toată viața sunt imun față de păcat. Nu funcționează așa lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să luptăm împotriva păcatului, știi? Înțepătura de arc a lui Satan am simțit-o aproape fiecare dintre noi. Spunea cineva o chestiune foarte importantă. Un singur defect poate nimici toate calitățile. Un singur defect poate nimici multe calități. O singură minciună poate nimici și distruge o viață de adevăr. O singură neascultare poate nimici o viață de jertfă continuă. Și încă un lucru, iarăși vital, un singur ban furat poate nimici un caracter. Și o singură șuviță de mândrie poate distruge o viață de smerenie. Doamne, întură-te de noi. O singură șuviță, știi, de mândrie, poate să te trântească pentru totdeauna. Un singur acces de nervi. Și pierzi din partea lui Dumnezeu toate binecuvântările, pentru că nu l-ai sfințit pe El, ci te-ai opoșit cu tine și te-ai onorat pe tine, în loc să-L onorezi pe Dumnezeu. Într-o singură zi, într-o singură seară, într-un singur moment, într-o singură noapte, pierzi o comoară întreagă acumulată, poate că în zeci de ani, și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. De ce falimentăm? Numărul 1. Falimentăm în multe situații și eșuăm în multe situații pentru că Dumnezeu vrea să ne dea o lecție pentru a ne proteja în viitor. Din cauza asta, eșuăm și nu rar. Dumnezeu vrea să ne dea o lecție pentru a ne proteja. Știi? Când ai clacat, când ai căzut, când ai alunecat, când ai ajuns în eșec, când te-ai trezit pe covor și ce spune Dumnezeu? Spune așa, vezi ce ești fără mine. Asta ești când nu conduc eu. Asta ești când m-ai scos afară din viața ta. Te-am lăsat să cazi. Ridică-te fără mine, ești un mare eșec. Ești un mare zerou fără mine. Ăsta este mesajul pe care Dumnezeu îl dă. Să vă dau un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie eșecurile în viața noastră. Putem eșua uneori pentru că Dumnezeu are un plan anume pentru fiecare dintre noi, chiar și prin eșecurile noastre. Oare ne întrebăm noi, ne poate Dumnezeu ridica din eșecul acesta? Și vă dau exemplu pe Iosif. Bine, asta nu era eșec moral al lui Iosif, era un alt tip de eșec. Era o altă cădere, într-un anume fel, un alt faliment. Însă și ce s-a întâmplat cu Iosif ăsta? A fost vândut prima dată la vârsta de 17 ani. Forma a fost
vândut a doua oară la vârsta de 18 ani, pornul mai stat nu știu câți ani prin niște pușcării, a fost vorbit de rău, a fost defăimat. Și iată dovada că uniori proverbul românesc nu iese fum fără foc, nu e adevărat întotdeauna. Uniori iese fum și fără foc, pentru că fac oamenii fum. Însă la 30 de ani a ajuns prim-ministru. Eșecul a avut, a fost îngăduit de Dumnezeu în viața lui. Știi? Pentru că Dumnezeu avea un alt plan pentru Iosif. Eșecul din viața ta, chiar dacă este moral, chiar dacă este spiritual, financiar, fii atent, este îngăduit de Dumnezeu în viața ta. Pentru că Dumnezeu vrea să te învețe câteva lucruri foarte importante, dar auzi, în final, câteva soluții de a învinge eșecul. Nu uitați, Dumnezeul nostru este Dumnezeul ridicării. Slavă lui Dumnezeu! Ce este de făcut când ai căzut? Numărul 1. Identifică motivul pentru care ai căzut. Asta este foarte important. Și ce spun, ce vreau să vă spun din asta? Să nu încercați să îndreptați ceea ce numai Dumnezeu poate să îndrepte. Sunt unele lucruri pe care atunci în căderea noastră le distrugem. Nu încercați să îndrepți ceea ce doar Dumnezeu poate să îndrepte. Dar fii atent. Fii realist în a identifica partea ta de vină. Doamne, în momentul când ai căzut, în momentul când te-ai prăbușit, fii realist și identifică și ai curaj să te uiți la tine și să spui, bă, tu ești de vină. Și nu mai pune vina pe pastor, nu mai pune vina pe sistem, nu mai pune vina nici pe Bob, nici pe Băsescu. Sunt situații când trebuie să ai curaj să te uiți în oglindă și să spui tu. La din oglindă, la aia din oglindă, spui tu ești de vină. Nu e altceva. Nici soțul, nici soția, tu ești de vină. În momentul când ai curajul acesta, în momentul când ai îndrăzneala aceasta, ai făcut primul pas de a te ridica de pe culori. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă fii atent. Doi. Recuperează ce se mai poate recupera. Domnule, ai căzut, ai falimentat, te-ai trezit în eșec. Recuperează ceea ce se mai poate recupera. Știi? Dacă ai greșit față de cineva, du-te și cere-ți iertare. Recuperează. Fă lucrul acesta. Dacă ai nemulțumit față de cineva, du-te și rezolvă-ți problema. Du-te și împacă-te. Asta înseamnă că vrei să te ridici de pe covor. E un lucru pe care poți să-l faci. Îl poți recupera pe omul pe care l-ai supărat. Pe omul care s-a supărat, poate, fără să vrei tu, dar s-a supărat din cauza ta. Unii oameni se supără pe mine din simplu fapt că există. Doamne, pentru că există, se supără. Și îl deranjează că există. Exact așa se supără alții pe tine. Din cauza că tu existi, el se supără pe tine. Însă fii atent. Recuperează și tot ceea ce se mai poate recupera. Și recuperează pe omul pe care l-ai supărat cât timp trăiește. Și fii atent. Ce ai de făcut când ai căzut? Încrede-te în Dumnezeu. Fii optimist. Încrede-te în Dumnezeu. Ai căzut? Fii atent încă o chestiune foarte importantă. Dacă în tine nu mai există pocăință, știi? Ai căzut și îți dai seama că ești gol, ești rece și nici nu mai ai chef de Dumnezeu, nu mai ai chef nici de biserică. Fii atent. Dacă în tine nu există pocăință, fii atent. Dumnezeu poate să-ți o dea. Amin. Ați auzit tu de totul ăla. Dumnezeu zis amin. Amin. Dacă în tine nu există pocăință și inima ți este rece, și nu mai ai chef să vii la stânca și nu mai ai chef să te duci nici la Golgota și nu mai ai chef să te duci nici la Metanoia și nici la Agape, nu mai ai chef pentru că îți dai seama că în tine nu mai există pocăință, fii atent. Dumnezeu poate să te ridice ea. Spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mai am chef nici de tine, nu mai am chef nici de mine, nu mai am, sunt în depresie, nu mai vreau absolut nimic și ajungi și tu ca Iona și ca Elie și spui, Doamne, ia-mi viața. Spune-i lui Dumnezeu ce simți. Și de ce? Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicat. Amin. Și ce spune Scriptura în Iona, capitolul 2, Domnul a vorbit a doua oară în Iona. Și înseamnă asta? Că Dumnezeul meu și Dumnezeul tău este Dumnezeul ridicat. Slavă acestui mare Dumnezeu, glorie acestui mare Dumnezeu. Oamenii nu dau a doua șansă. Sunt biserici care nu dau a doua șansă. Dar Dumnezeu dă mie șansă. Și zice, de ce cred eu că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicării? Pentru că există un verset prin Vechiul Testament care spune așa,
că Dumnezeu nu obosește iertări. Tare îmi place versetul ăla. Știți că l-ai scris pentru mine. Mai pentru mine scris, frații mei, pentru serios. Vă rog să scrie Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu mi-ar fi dat mie numai două șanse, unde eram? Ruben, unde eram de voi? Dacă Dumnezeu ne dădea, da, Gabi, unde era? Dacă Dumnezeu ne dădea numai trei șanse, unde eram? Doamne ajută, nu mai eram nici la stânga, dar unde eram la trei. Însă știți? Știți de ce suntem la stânga? Pentru că Dumnezeu nu obosește iertările. Dumnezeu, într-adevăr, este Dumnezeul șansei a doua, dar nu se oprește acolo, este și Dumnezeul șansei a treia, știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu obosește iertând gloria lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu superb din Vechiul Testament, din cartea Proverbele, la capitolul 20. Este aici un verset pe care tare îl iubesc și este provocator pentru fiecare dintre noi. Și auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, hai să vedem dacă este acela sau este altul. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Proverbe 24, da, amin. În Proverbe 24, în versetul 16, cuvântul spune așa. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Cel neprihănit, secretul este să fii neprihănit. Cel un neprihănit nu-i perfect. Cel știi ce înseamnă neprihănit? Un om care se încrede în Dumnezeu, asta este neprihănit. Un neprihănitul este omul care fuge de păcat, nu fuge spre păcat. Amin. Și ce spune Scriptura? Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, pentru că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicării. Noi suntem copiii căderii, dar Dumnezeul nostru este Dumnezeul ridicării și de un asemenea Dumnezeu avem noi nevoie, slavă lui Dumnezeu. Fii optimist. Fii optimist pentru că merită să fii optimist în toate. Domnul Iisus Hristos face o afirmație uimitoare în Noul Testament și zice așa. Toate păcatele vor fi iertate oamenilor cu o singură excepție. Hula împotriva Duhului Sfânt. Și ce înseamnă să hulești împotriva Duhului Sfânt? Ce înseamnă? Înseamnă că zilnic, când Duhul lui Dumnezeu vine la tine și spune pocăiește-te, tu refuzi. Aia este hula împotriva Duhului. Ori de câte ori vii în casa lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu spune pocăiește-te și tu refuzi, aia înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt. Ei, pentru aia nu mai există remediu. Dar pentru toate celelalte păcate există remediu, pentru că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică slăvit să fie Dumnezeu. Iisus Hristos a spus încă un lucru. Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Amin. Și ce spune Scriptura? Zice Domnul Iisus, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, nu sub pământ. Și să mai spună un lucru. Nici în cer. Fiul omului nu mai iartă păcatele. Fiul omului iartă păcatele acum, pe pământ. Slavă lui Iisus Hristos. Nu sub pământ. Nu când ești mort. Când ești mort, salutare, taică. Dar fără loc. Căldură maximă. Ați auzit povestea, nu-i bani, zice că e adevărat, știi? Unul când s-a enervat, îi spunea șefului lui, îți doresc căldură maximă. Și zice, dar nu pricepe aici. Păi totuși, zice, văd că te enervezi și tot îmi spui căldură maximă. Căldură maximă. Însemna luata iadului. Căldură maximă. Doamne, ferește-ne de căldura maximă. Amin. Însă, Fiul omului are putere să ierte păcatele pe pământ, nu sub pământ. Fii optimist, Samson, Iona, David. David a greșit flagrant. I-a luat pe lui nevasta și pe urmă îl trimite pe Urie la război și acolo și omoară. Ți se face creață. Ți se face creață de armă. Și a avut o cădere și un eșec grosolan. Însă, oricât a fost de criminal nebunul de David, a căzut. Însă știți care este frumusețea? Și am stat și m-am gândit, oare de ce totuși Biblia spune, Dumnezeu spune, că David este om după inimă. Și de ce? Pentru că după ce a căzut, n-a rămas căzut.
Știți care este cel mai grav lucru care ți se poate întâmpla pe calea Domnului? Nu să cazi. Cel mai grav lucru pe calea Domnului nu să cazi, că Domnul știe că suntem căzători din fire. El este ridicătorul. Noi suntem căzători. Domnul știe că noi vom cădea. Cel mai grav lucru este să nu te mai ridici. Să spui, pentru mine nu mai există nădejde. Pentru mine nu mai există a doua șansă, a treia șansă, a mia șansă. Nu, nu, nu. David a căzut așa de urât. Însă s-a ridicat așa de frumos. Și din cauza aceasta devine omul după inima lui Dumnezeu, pentru că s-a ridicat. Eșecul tău nu lăsa să te ducă la sincere spirituală. Eșecul tău nu lăsa să te țină mereu legat de fundul gropii. Să nu rămâi unde ești acum. Dacă rămâi unde ești acum, ăla este eșec. Eșecul nu este căderea, ci eșecul este rămânerea în cădere. Amin. Amin. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul ridicării, cel neprigănit de 7 ori cade și se ridică. Am auzit anii trecuți la Vaslui, a fost un caz foarte urât. Când o fată de vreo 18-19 ani, a luat la BAC 8. Și a fost atât de dezamăgită că a luat 8, încât s-a aruncat în gol de la etajul 8 al locului ei. Din cauza unui eșec. N-a luat 9 sau 10, cât ar fi vrut ea. Și pentru că a luat doar 8, s-a aruncat de la etajul 8. Știți, uneori eșecul te sinucide. Însă știi cât te sinucide eșecul? Că nu mai vrei să te ridici. Din cauza aceasta, David a fost omul după inima lui Dumnezeu, că după gafa grosolană, după păcatele urâte pe care le-a făcut, n-a vrut să rămână jos, pentru că el era un om neprihănit și cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică slăvit să fie Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să înțelegem că cel neprihănit există potențial. Din cauza aceasta ni se spune în Proverbe la capitolul 24:16 că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. De 7 ori cade și se ridică. Și ce înseamnă 7? Este un număr în Scripturi multiplu. Asta înseamnă că acolo este harul lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau, fratele și soră, să aud că a eșuat. Să știți ce nu vreau mai mult? Nu vreau să aud că ai eșuat pe calea Domnului. Însă știți ce n-aș vrea să aud niciodată despre dumneavoastră? Nu vreau să aud că ai acceptat eșecul. În momentul când ai acceptat eșecul în viața ta, diavolul ți-a pus deja eticheta și spune, ăsta este pregătit pentru că dor maxim. Nu accepta eșecul. E dezastruos. S-ar putea să cazi. S-ar putea să aluneci. S-ar putea să ai eșec, dar nu accepta. În momentul când ai căzut, cazi în genunchi. Și când ai căzut în genunchi, nu rămâne pe covor. Ridică-te! Și când te ridici, ia cu tine harul pocăinței. Haide să ne ridicăm. Să încheiem slujba aceasta cu o rugăciune. Nu te mulțumi cu orice fel de pocăință. Nu te mulțumi cu o pocăință de 2 bani. Nu te mulțumi cu o viață de familie de 2 bani. Nu te mulțumi cu o prietenie de 2 bani. În tine există un potențial enorm prin Duhul lui Dumnezeu, dacă ești primit. Nu te mulțumi cu mediocritate. Nu te mulțumi în numele Domnului Iisus, nu te mulțumi. Ai căzut? În numele Domnului Iisus, ridică-te în această seară. Că ai putere. Dumnezeu, dacă ai căzut și te pocăiești, Dumnezeu îți dă putere să te ridici în numele Duhului lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Ai căzut? Nu rămâne prea mult la pământ. Și de ce? Ca să nu răcești. Când stai prea mult la pământ, răcești. Spiritual vorbesc. Nu rămâne prea mult la pământ, că te îmbolnăvești. Ai căzut, eșecul nu înseamnă căderea, ci eșec înseamnă să rămâi în eșec și Dumnezeu să te ferească de așa ceva. E vremea să te ridici. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul ridicării. Amin. Iisus Hristos, din cauza aceasta a murit. Ca tu în momentul când ai căzut să nu rămâi acolo. Și prin Duhul lui Dumnezeu să te ridici. Dumnezeul acestei biserici este Dumnezeul ridicării. Slavă Lui. Eu nu știu ce păcat ai făcut. Nu știu ce eșec ești acum. Dar numele Lui Iisus Hristos nu permite eșecului să te controleze, ci permite Duhului Sfânt să te controleze. Amin. În numele Domnului Iisus nu rămâne căzut. Nu ăla eșecul.
eșecul, în numele Domnului Iisus, ești căzut. Dar eșecul este când rămâi căzut și nu mai vrei să te ridici. Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne Iisuse, mulțumesc că Tu ești Dumnezeul ridicării. Mulțumesc că Tu nu ești Dumnezeul eșecului, ci Tu ești Dumnezeul șanselor multiple. Te rog acum, în numele Domnului Iisus, Tată, mergi de la inimă la inimă. Sunt aici frați, surori, tineri și tinere. În a căror inimă și a căror viață poate chiar acum există eșec. Însă mulțumesc că Tu ești Dumnezeul ridicării. Mulțumesc că ești Dumnezeul șanselor. Mulțumesc că cel neprihănit are potențial. El cade, dar se ridică de șapte. Pentru că Tu ești Dumnezeul celor neprihăniți. Și mulțumesc că doar cei neprihăniți se ridică, ceilalți nu. Și mulțumesc că toți cei ce sunt neprihăniți aici în această seară, dar sunt într-un eșec, de o formă sau de alta, de o culoare sau de alta, mulțumesc că Tu ai planuri bune pentru toți aceia care sunt dispuși să se ridice. Și mulțumesc că ai planuri bune pentru orice soț, pentru orice soție, pentru orice copil, pentru orice părinte. Mulțumesc că ai planuri bune pentru orice păcătos, slavă Ție, Doamne! Să rămânem în rugăciune încă câteva momente. Nu știu ce păcat, ce eșec, ce cădere, ce alunecare e în viața ta. Însă te chem în această seară la pocăință. Te chem la ridicare. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul ridicării. Și te chem la Dumnezeul ridicării. Tocmai din acest motiv a murit Iisus și ne-a trimis Duhul Sfânt. Ca să ne ridicăm. Și El ne dă puterea să ne ridicăm. Slavă Lui Dumnezeu! Și în timp ce toți stăm cu capetele plecate și ochii aplecați, aș vrea să-mi permit să mă rog pentru tine. Aș vrea să-mi permit să mă rog pentru ridicarea ta. Poate că ești într-un eșec și doar tu o știi. Ești într-o cădere pe care doar tu o știi. Ești într-un faliment pe care doar tu o știi. Să-ți mai spun ceva. Și Dumnezeu știe și Diavolul. Eu nu știu și nici mă interesează eșecul tău, dar mă interesează să nu rămâi acolo. Poate că ai păcătuit, ai căzut, ai curvit, ai mințit, ai înșelat, ai furat. E grav, e trist, e rușinos, e josnic. Dar nu rămâi acolo. Te chem la sângele lui Iisus Hristos. Te chem să nu rămâi prăbușit pe covor sau între pietre. Între tâlhari. Te chem să te ridici. Ai putere în Duhul Sfânt să te ridici. Și dacă vrei să te ridici, dacă vrei iertare, dacă vrei să pășești pe calea lui Hristos, dacă vrei să rămâi pe calea lui Hristos, te rog să ridici o mână în sus. Și noi ne vom ruga pentru tine. Doamne Iisuse, Tu ai văzut toate mâinile care s-au ridicat aici. Slavă Ție! Tu vezi unde omul nu vede. Tu vezi ceea ce omul nu vede. Însă mulțumesc că în această seară îi te-ai descoperit ca Dumnezeul ridicării. Și așa ești. Tu ești Dumnezeul nădejdii. Sunt aici femei necăjite. Soții, soți necăjiți, tineri necăjiți. Falimentari, în eșec. Doamne, peste tot cei ce au ridicat o mână, chem plinătatea cu Duhul Tău și Sfânt. Peste tot cei ce au ridicat o mână, chem și pun puterea ridicării Tale peste ei. Și peste tot cei ce au ridicat o mână, chem curățirea în sângele lui Iisus. Și pun peste ei, peste fiecare, puterea sângelui lui Iisus. Și chemăm peste ei potențialul Duhului lui Iisus. Și mulțumesc că în fiecare este deja potențialul acesta. Doamne, mulțumesc că ești Dumnezeul șanselor multiple. Peste cei ce au ridicat o mână, cheie, te rog, trimite Duh de mângâiere. Peste cei ce au ridicat o mână, Doamne, trimite Duh de încurajare acum. Amin. Și peste toți cei ce au ridicat o mână, mulțumesc că iei de mână. Amin. Și ridici. Pentru că ești Dumnezeul singurul, Dumnezeu al ridicării. Amin. Mulțumesc că Fiul omului a venit pe pământ să ierte păcatele. Doar pe pământ, slavă Ție. Mulțumesc că deja ai început ridicare în viața lor. Oricare ar fi eșecul, îl anulăm în numele lui Iisus Hristos. Și oricare ar fi căderea, o respingem și ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos. Spre slava Fiului Tău și a numelui Tău. Aleluia!